Dornici să obțină un profit cât mai mare, unii fermieri au renunțat la culturile tradiționale și se ocupă mai nou de plante medicinale și aromatice. Cine nu-și dă recolta în restaurante, ori o transformă în ceaiuri și tincturi, o vinde peste graniță. Anul trecut, exportul de plante medicinale s-a apropiat de 3 milioane de euro. Soții Olar cultivă salvie pe 6.000 de metri pătrați în Ogna Mureș, județul Alba. De pe întreaga suprafață speră să obțină anul acesta 4 tone de plante. Nu avem producție după cât cerință este pe piață. E o cultură foarte profitabilă în comparație cu porumbul și cu grâul. Sameni odată cultiv 10 ani, nu mai investești în lucrări. Produsul finit e 12 kg pe piață. Oamenii transformă o parte din producția de salvie în siropuri și tincturi, pe care le vând la târguri. Restul îl dau firmelor care prelucrează salvia. Planta este folosită în industria farmaceutică, dar și în cea alimentară și cosmetică. O altă plantă medicinală cultivată tot mai mult de fermierii români este aronia. Este o super plantă. Aronia este foarte bogată în antioxidanți, este foarte bună pentru inimă, reglează nivelul de tensiune. Și plantațiile de mentă s-au extins în ultimii ani. Eu am lucrat în restaurant, am fost barman și am observat că se folosește foarte multă. În bucătărie și în bar, 2 kg la 3 zile. Aceste culturi au câștigat teren și după ce românii și-au schimbat obiceiurile de consum. În restaurante, salvia dă tot mai des aromă fripturilor, iar menta este folosită pentru limonadă ori cocktailuri. În acest local, de pildă, se consumă în fiecare zi 1 kg de mentă proaspătă. O să facem o limonadă cu mentă, care va da un gust super bun și fresh. Statul vine în sprijinul fermierilor care cultivă plante medicinale și aromatice și le acordă subvenții de până la 500 de euro pentru un hectar. Dacă sunt plante medicinale care se cultivă an de an, un producător își va lua sprijinul pe hectar, care este în jurul la 100 de euro, plus ajutorul național tranzitoriu. Dacă producătorul dorește să înscrie exploatația în agricultura ecologică, 350 de euro pe hectar. Anul trecut, românii au trimis peste graniță marfă în valoare de 2,6 milioane de euro. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.